Potrivit informațiilor de la Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, în județul nostru s-au înregistrat în ultimele zile precipitații generalizate însemnate cantitativ de aproximativ 30 de litri pe metru pătrat, iar izolat au fost depășiți 50 de litri pe metru pătrat. Cele mai mari valori au fost înregistrate în partea de sud a Argeșului. Probleme au fost în poiana lacului pe drumul național 67B, acolo unde un copac a fost dobărât de vântul puternic și a avariat un autoturism. În comuna Bradu situația a fost mult mai gravă. Aici pompierii s-au luptat cu evacuarea apei din curți și locuințe. Au fost inundate 8 curți și o bucătărie de vară, evacuându-se aproximativ 1000 de metri cub de apă. Am monitorizat zona fiind cunoscută de ani de zile ca zonă cu probleme în caz de ploi torențiale. Am avut o motopompă din dotarea noastră și a acționat începând cu ora 3, când a început să se strângă apă. De dimineață până la ora 9, 9:30, 10, n-au fost probleme. Dintr-o dată, când a început să cadă din nou ploaia abundentă, cum vedeți, la fața locului nivelul apei strânse a crescut, cu riscul de a intra în gospodării. Vedeți, oamenii deja și-au protejat în fața porții, mai ales dânsul de aici, care și-a pus folie cu nisip în fața porții să nu intre în gospodărie. Depășiți de situație, am apelat la prin 112 la cei de la situații de urgență. Au venit cu o mașină, cu o motopompă, ne ajută să pompăm apa pe strada cealaltă, deoarece aici este o vale și apa stă ca într-o piscină, într-un bazin. În comuna Băbana, un copac a fost pus la pământ de vijelie, avariind un autoturism și blocând circulația. Pompierii au acționat pentru degajarea acestuia și pentru deblocarea căii de acces. Din cauza vijeliei, în Pitești a căzut un copac, blocând intrarea în curtea unei societăți comerciale. Tot în Pitești, pompierii au intervenit pentru evacuarea 60 de metri cub de apă din subsolul colegiului I.C. Brătianu. Potrivit unui comunicat emis de Administrația Bazinală de Apă Argeș-Vedea, lacurile de acumulare din cadrul administrației sunt exploatate conform regulamentelor de exploatare, neexistând probleme. La acest moment, nivelul apei în toate lacurile de acumulare este sub nivelul normal de retenție. Volumul de apă stocat în acumulările din bazinul hidrografic Argeș-Vedea este de 551,92 milioane de metri cubi, însemnând 74,3% din capacitatea totală de retenție. Comitetele locale pentru situații de urgență din localitățile vizate de avertizare au fost informate asupra fenomenelor care se pot produce, recomandându-se supravegherea punctelor critice și a secțiunilor de scurgere a apei, poduri și podețe.